Părinții care urmează să-și trimită în acest an copiii la grădiniță în clasa 1 ori la gimnaziu trebuie să meargă la medic pentru examinările medicale până în data de 20 august. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care îndeamnă adulții să facă o programare prealabilă înainte de a ajunge la doctor. Potrivit anunțului făcut de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, acest lucru este necesar pentru a evita îmbulzeala și aglomerația la ușile medicilor. În acest sens, trebuie să se țină cont de următoarele măsuri: efectuarea vaccinurilor obligatorii pentru vârsta copilului și recuperarea restanțelor de imunizare și examinarea medicală a copilului de către medicul de familie. În cazul copiilor sănătoși, medicul de familie va elibera un extras care conține informații despre starea sănătății copilului, calendarul de vaccinare și lipsa contactului cu bolnavi infecțioși. În cazul copiilor cu anumite suspecții de boală, ori a celor care se află la evidența anumitor medici, se va elabora un plan individual de consultații la medicii specialiști de profil, investigații și tratament în funcție de starea de sănătate a școlarului. Consultațiile la alți medici specialiști pot fi efectuate numai după recomandarea medicilor de familie, de asemenea prin programare obligatorie prealabilă.